Astăzi a fost organizată de către AJOFM Mehedinți Bursa Generală a Locurilor de Muncă, ceea ce reprezintă o măsură activă de combatere a șomajului. La eveniment au fost prezenți peste 250 de cetățeni interesați de găsirea unui loc de muncă. Una dintre măsurile active de combatere a șomajului, care a fost și este și va fi mereu în atenția AJOFM, o constituie organizarea periodică a Bursei Locurilor de Muncă, măsură activă destinată corelării cererii și ofertei de forță de muncă. Astăzi, severinenii interesați de găsirea unui loc de muncă au avut ocazia să intre în contact direct cu angajatorii. Anul ăsta cred că a fost un succes. Am avut o participare de peste 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă, o prezență a angajatorilor din 155, 90 de angajatori au fost prezenți, locuri de muncă vacante 634, 33 cu studii superioare, inginer, economist, jurist, manager de pensiuni și cu studii medii 601 locuri de muncă vacante. Cele mai multe, 80 de sudori, 60 de lăcătuși mecanici, lăcătuși construcții navale, electricieni. De asemenea, în Horeca, foarte multe solicitări. Ospătar, peste 40 de locuri de muncă. Ajutor de ospătar, bucătar, în construcții de asemenea. Fierar, betonist, dulgher, tâmplar, zidar, sunt meserii care sunt foarte căutate acum. Și în acest an, pentru a oferi posibilitatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și a celor care își oferă forța de muncă, de a se întâlni în mod direct față în față, angajatorii de a purta discuții preliminare înaintea interviului propriu-zis. Scopul final urmărit fiind acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată să-și găsească un loc de muncă corespunzător pregătirilor profesionale. Deci mehedințenii s-au arătat interesați anul acesta. Da, și acest lucru ne bucură. Au fost și tineri, foarte mulți care au venit. Deja s-au făcut 5 angajări pentru tineri. Tinerii niți se numesc, tinerii între 16 și 30 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o școală, nu au o calificare. Deja 5 angajări s-au făcut astăzi în timpul bursei. Și lucrul ăsta nu face decât să ne bucure, că a crescut interesul pentru a găsi un loc de muncă și în rândul tinerilor, că rata șomajului la nivelul județului Mehedinți 7,34, Vasluiuș cu Telermanul au 8,46, noi suntem pe loc antepenultimul din coada clasamentului. Și eu zic că începutul e bun. Astăzi a fost un succes, după opinia mea și după cum s-a și văzut, de fapt. Pentru reușita acestei burse, AJOFM Mehedinți a contactat peste 150 de agenți economici, din care mai bine de 90 și-au confirmat participarea cu oferte de muncă. Prin urmare, persoanele care au fost prezente la bursă au avut de ales din cel puțin 634 de locuri de muncă.